Bine, bine ați venit toți trei, pentru că aici avem o mămică însărcinată. Stai un pic, Gabi, ce faci? Ești foarte frumos și am văzut că am stat și în spatele camerelor de filmat. Ești un pic așa timid? Prea multă lumină, prea mulți oameni aici? Da? Haide că fii atent, că o să cânte mami, oricum o să stai cu mine. Hai să-i dăm microfonul lui mami să vedem ce ne spune. Sau fii atent, stai un pic. Aici l-avem pe Gabi, care are 2 ani, iar aici avem pe... Pe nu știm încă. Avem, îl avem pe frățiorul lui Gabi. Deci pe frățior și? Nu v-ați gândit încă la nume? Încă ne-am gândit, Cătălin, la nume. M-ai luat așa direct, n-am spus nici măcar bună ziua, bună seara. Cred că s-a făcut seara, nici nu mai știu, că stăm de ceva vreme aici. Ai, bună seara! Uite, Gabi, aici e frățiorul tău. Aici, mămica. Oh, stai să vezi acum. Bine să punem mâna. Hai să stăm aici, lasă dacă ești, dacă te simți bine aici. Mă simt oriunde bine la voi aici în platou. Asta stai e bine. Și tu aici, Găbițu? Uite, nu mai mergem pe canapea. Stăm aici Opa! Pe scară, la intrare. Ia, povestește-ne. Ce faci? Din nou, mămică, foarte frumos. Fac foarte bine. Cu Gabriel zi de zi. Cu Gabi, cu soțul meu, tot zi de zi. Și așteptăm să... Bună ziua! Foarte frumos! Eu să știi că mă uit pe Facebook-ul tău, pe pagina ta și văd cum gătiți, cum mai stați în bucătărie, cum faceți tot felul de activități împreună. Ce drăguț, și noi te urmărim! Așadar, vă rog frumos să o căutați pe Claudia pe Facebook. Cum e pagina oficială? Ca să... Claudia Pătrășcanu. Deci Claudia Pătrășcanu, căutați-o, o să vedeți foarte multe lucruri frumoase și interesante. Tu ești la televizor, fii atent, uite, acum tu ești acolo. Fă-le cu mâna bunicilor, că se uită la noi. Se uită acum bunicii la televizor? Wow, ce fericit trebuie să fie și... că-și văd nepotul și nepotul le face cu mâna. Fă-le cu mâna, Gabi. Fă-le așa cu mâna. Nu știm tati dacă se uită la noi. Acum toată lumea se uită pe telefonul mobil, dacă nu vede în reluare. Să și tot știi că am bătut drum lung până aici, la tine. Și am zis, dacă mai așteptăm un pic, sper să nu se întâmple ceva, că deja m-a luat așa o mică durere prin nu partea Nu pot să stângă. Cred. Vrei să fac ceva? Nu. Vrei să te pun pe canapea aici? Să am grijă de tine? Eu știu că tu ești foarte drăguț și, nu, Doamne ferește de așa ceva. Nu la televizor. Vrei ceva? Vrei să zici ceva? Ce simpatic. Vrei să vorbești cu Cătălin? Frumos foc, Gabi. Și vreau să te întreb. Deci acum, practic, când ne cânti o piesă nouă... Vreau să vă cânt o piesă pe care eu am cântat-o la în deschiderea nunții noastre. Am dansat pe ea. Tu știi că ne-ai prezentat. Eu am prezentat nunta asta foarte frumoasă. Și a fost nunta, cred că, unde am văzut cele mai multe flori. Da. Da, foarte frumos. Da, Alex s-a ocupat de aranjamentele florale și cred eu că a ieșit o nuntă foarte frumoasă. Nu superb am apucat fost, să vedem superb. Încă caseta video. Câte pozele de pe Facebook de care spuneam eu. Cu bunica Doina. O recunoști pe bunica Doina, mami? Îmi făceai tu plăcintuțe? Bunica, aici voi trei în mașină. Foarte frumos. Și e piesa pe care din ai cântat-o de zi cu zi. Da, acolo, piesa asta n-ai cântat-o singură. Am cântat-o cu Fabrizio, într-adevăr, el a fost invitatul nostru, a susținut și un recital acolo, iar eu am vrut să fac piesa asta pentru că au fost foarte multe persoane, mulți oameni, să nu le zic fani, așa, care au ascultat un fragment din piesă, le-a plăcut foarte tare și chiar după ce voi naște o să mă țin de cuvânt și o să fac un videoclip la această piesă. Piesa este făcută de Marius Radu, iar versurile de Ștefaniu, Răzvan Ștefaniu. Foarte frumos. Au fost versuri făcute special pentru noi, pentru mine și pentru Gabi. Pentru povestea noastră, da, pentru momentul nostru. Și să ascultăm povestea voastră frumoasă și îți promit că am grijă de Gabi mic, da? Ești bună, da? Eu pentru câteva bună. Secunde. Te rog frumos, lasă-mă să te ajut. Claudia, ai, oameni buni, e însărcinată în luna 6-a. O să mai aibă încă un băiat. Lasă că eu mă ocup imediat de el. Gabi, tu haide cu mine, stăm amândoi aici pe canapea și o lăsăm pe mami să cânte. Vino să-ți explic. Mă pricep, stai liniștit. Opa! Fii atent. Cu privirea și-am simțit că exist. Cu iubire și răbdare mi-ai vindecat sufletul trist.
respirăm împreună dragostea ce ne-a unit. Povestea noastră de iubire e un început fără sfârșit, pentru că inima mea bate acum în inima ta. Când ne ținem de mână, zburăm împreună la stele. Când mă strângi tot mai tare în brațele tale, ne împlinim visele, pentru că inima mea e a ta și inima ta e a mea. Și din ploi facem soare. Când inima ta cântă muzica mea, viața prinde culoare. Inima mea e a ta și inima ta e a mea. Nu există cuvinte pentru a spune tot ce simt, dar ne înțelegem din priviri, niciodată ochii nu mint. Povestea noastră de iubire o scriem noi și o știm doar noi. Paginile fericirii le răsfoim acum amândoi, pentru că inima mea tot mai tare în brațele tale, ne împlinim visele, pentru că inima mea e a ta și inima ta e a mea. Când zâmbim amândoi din furtun și din ploi, facem soare. Când inima ta cântă muzica mea, viața prinde culoare. Inima mea e a ta și inima ta e a mea. Și din ploi facem soare. Când inima ta cântă muzica mea, viața prinde culoare. Inima mea e a ta și inima ta e a mea. Foarte, foarte frumos și foarte emoționant. Și Greta, și tu plângi? Că au început oamenii să plângă în platou, ce ai făcut? Greta plânge și vreau să spun că te-am văzut aici pe canapea și am văzut cum îți curg lacrimile și versurile foarte frumoase și chiar m-am făcut așa piele de găină, serios. Deci de asta nu prea vreau refuz să cânt piesa asta la televizor, pentru că mă sensibilizează și acum perioada asta sunt și mai sensibilă.